Cel mai recent caz care a ajuns în atenția medicilor este cel al unei fetițe în vârstă de doar 6 ani și jumătate. Ea a ajuns la spital, iar vestea a căzut ca un trăsnet peste părinții micuței. Este posibil să sufere de diabet. Deocamdată, nu știu, să vedem ce-o da Dumnezeu, pentru că suntem numai diagnosticați. În județul Gorj există deja 27 de copii diagnosticați cu diabet. 15 dintre ei nu au împlinit încă nici măcar 15 ani. Povara bolii este dusă de părinți. Aceștia spun că le fac micuților 6-7 teste de glicemie pe zi. Testul îl facem deci de 4 ori pe zi minim, în mod obligatoriu, și uneori de 2 ori noaptea, chiar de 3 ori, depinde. Există perioade în care nu mâncăm suficienți hidrații care ar trebui în momentul în care facem insulina și atunci trebuie să mai măsurăm peste 2 ore să vedem cum are, dacă a crescut, dacă este ok. Și atunci, deci minim de 6-7 ori, zi-noapte. Aceeași mămică dezvăluie faptul că meniul special și testarea glicemiei de 6-7 ori pe zi devine un stil de viață pe care trebuie neapărat să îl accepte. Este optimistă în fața copilului, dar recunoaște că este foarte greu să se lupte cu boala fiului ei. Greu? Ușor nu este, este într-adevăr foarte greu, dar avem, colaborăm foarte mult, împreună facem o echipă și atunci reușim și hidrat, și insulină, și teste, de toate. Deci devine un nou mod de viață și știm ce este important, ce avem de făcut și atunci putem spune că e ușor, dar e și foarte greu, nu putem minți. Infarctul miocardic, bolile renale, orbirea sau amputațiile membrelor sunt doar câteva dintre afecțiunile cauzate de diabet, boala secolului 21. Conform Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, în prezent sunt peste 371 de milioane de persoane cu diabet la nivel global. În România, numărul celor care suferă de această afecțiune este estimat la aproximativ 1,5 milioane de persoane, țara noastră clasându-se în primele 10 țări din Europa privind incidența diabetului.